Suntem 8 iunie 2018, cum vă numiți? Petcu Felicia. Doamna Felicia, suntem la a doua procedură. Da. Cazul dumneavoastră este tipic un caz de suferință. De ce? Dom'le, am luat foarte mult timp antiinflamatoare. Nu m-am vindecat, durerile persistau. M-am operat. Durerile persistă. Am făcut recuperări. Am pierdut foarte mult timp în suferința mea și uită că după atâția ani am ajuns la profesorul Brândușa aici, pe calea Floreasca numărul 13 și vorbim altfel de durere. Dar ținând cont de această durere sau ținând cont de trecutul durerii, vreau să mă apropii numai de spatele dumneavoastră și să arăt ce înseamnă durere pentru o persoană care s-a operat, așa, acum câți ani v-ați? 10. 10 ani. Și de 10 ani după ce v-ați recuperat, cum? De 10 ani tot mă recuperez. Adică după operație nu mi-a fost bine deloc, mi-a fost chiar mai rău. Kinetoterapie, fel și fel de... Unde ați făcut operația? La municipal. Da. Domnul doctor? Nu mai știu cum municipal, a murit. Deci, operată la spitalul municipal acum 10 ani, trebuie spus că acum 10 ani aveați ce vârstă? Păi dacă acum am 53, 43. La 43 de ani și acum are 53 și tot în recuperare este. Ideea este următoarea. Trebuie să explicăm că durerea este o rădăcină care trebuie extirpată din organism printr-o metodă non-invazivă. Asta înseamnă ce înseamnă? Asta înseamnă că dacă avem durerea provocată de acest nerv, vedeți, care s-a inflamat datorită că lichidul pulpos din inelul intervertebral a ieșit, asta înseamnă că noi trebuie să extirpăm cumva acest bulbul de lichid pulpos care supără acest nerv, să-l extirpăm cumva și definitiv irreversibil să facem să nu mai iasă acest lichid pulpos din inelul intervertebral. Cu asta mă ocup de 40 de ani. Altfel nu știu. Dar n-a venit nimeni și chiar întreb pe calea asta să vină altcineva să-mi spună că știe mai bine să facă acest lucru. Bun, doamna Felicia, haideți să ne plimbăm și să spuneți în comparație cu înainte cum sunteți. Cum am spus și la prima ședință mă simt mult mai ușoară, coloana simt că nu mai sunt azată, sunt și eu mai înaltă, da? Că intrasem la apă de tot. Da. Durerile văd că au încetat. Da. Mai există ceva acolo, că de atâta timp de 10 ani, da, vă dați seama. Da. Trebuie spus că aveți 93 de kilograme. Și... Domnul doctor Pătrașcu m-a operat de la municipal. Domnul doctor Pătrașcu. Da. Se dă Dumnezeu sănătate, deci fiecare medic are în drumul lui o știință pe care o aplică. Nu se poate altfel, dar există și altă cale. De aceea, din partea medicilor, nu se poate altfel decât operația, dar trebuie să spunem că există și altă cale, fără să fie nimeni supărat. Atenție! Nimeni nu este perfect, așa, erare umanum esse. Eroarea este umană, dar trebuie spus că dacă căutăm perfecțiunea și dacă evităm eroarea, este ceva pe care trebuie să apreciem. Adevărul în sine, adevărul. Noi trăim din iubire, pentru că din iubire iasă adevărul și din adevăr, noi nu putem decât să ne mulțumim că trăim pe pământul ăsta. Ideea este următoarea, doamna Felicia. Dumneavoastră de acum încolo o să intrați într-un program. Veniți lângă mine ca să discutăm. Deci, doamna Felicia, de acum încolo o să intre într-un program. Acest program nu este atât de, cum să vă spun, cu ciomagul în cap sau atât de grav, atât de, cum să spun, greu de ținut. Este un program care intră în inul tău, prin modul tău de a trăi și prin capacitatea unor molecule care au
posibilitatea să proceseze toxinele de astăzi, care în front, ce sunt toxinele de astăzi? Hrana ta de ieri. Păi dacă tu astăzi ești plin de grăsimi și de substanțe care îți ridică masa ta corporală, adică greutatea ta, înseamnă că au rămas în tine, ca într-o ladă cu gunoi, mâncarea care n-ai procesat-o. Aici ai toată tehnica. O să căutăm să dezvoltăm această tehnică care a fost apreciată, să zic așa, de mai mulți medici care vin aici și îmi sunt pacienți și cu care am o relație, precum cu dumneavoastră, directă, obiectivă și, cum să spun, adevărată. Nu-mi rămâne decât să vă doresc succes, doamna Felicia, și să arătăm privitorilor de importanța acestui mod de viață asociat cu complexurile de vitamine B, repet, native. Ce înseamnă asta? Să știe toată lumea, nativ este molecula care are o memorie și care strămoșii noștri recunosc această memorie consumând plantele din care provine această moleculă de mii de ani, de zeci de mii de ani, probabil și de milioane de ani. Pentru că fără memorie, o substanță care intră în noi devine o intrusă, un intrus pe, de care noi vrem să ne lepădăm, dar de multe ori nu mai putem. Pentru că numai complexurile de vitamine B native au capacitatea să proceseze toxina de astăzi, care este hrana noastră de ieri. Vă doresc succes și numai bine. Doamne ajută! Mulțumesc.